Salutare cu inimă bună la răspunsul provocării din săptămâna aceasta, care era în felul următor. Un autoturism a unei școli auto este depășit de alți doi conducători, însă în moduri diferite. Conducătorul autoturismului verde depășește pe partea stângă, iar conducătorul autoturismului albastru depășește pe partea din dreapta. Care din aceștia a procedat regulamentar? Conducătorul autoturismului verde, înainte de a depăși, a pus în funcțiune semnalizarea. A semnalizat, s-a asigurat că cel pe care îl depășește în cazul dat școala auto nu efectuează și ea depășirea altui participant, s-a asigurat că din spatele lui nu a început alt participant depășirea și respectiv s-a asigurat că revenind pe banda inițială nu va crea obstacole vehiculului școlii auto. Însă nu s-a asigurat că manevra sa de depășire s-a încheiat în imediata apropiere de intersecție nedirijată, ceea ce este interzis prin regulamentul circulației rutiere. Conducătorul autoturismului albastru a depășit pe partea dreaptă, însă cunoaștem că depășirea pe partea dreaptă, autoturismului pe partea dreaptă, este permisă doar în cazul în care autoturismul care urmează a fi depășit a semnalizat intenția de a schimba direcția de mers spre stânga și totodată a început efectuarea manevrei. Însă, autoturismul școlii auto nu a semnalizat și nu a manevrat spre stânga sau la întoarcere. Respectiv, depășirea pe partea dreaptă în acest caz este interzisă. Cât nu ar părea de banal, însă răspunsul la provocare din săptămâna aceasta, ambii conducători au procedat neregulamentar. Mulțumim mult pentru răspunsurile voastre și vă așteptăm la o nouă provocare.